Bună dimineața și bun găsit la știri! Miercuri seara, un incendiu de vegetație a avut loc în orașul Râmnicu-Vâlcea, pe malul râului Olt, lângă catedrala din Ostroveni. Autoritățile au intervenit la timp pentru stingerea focului. În seara zilei de 31 martie, în jurul orei 22, un incendiu de vegetație a izbucnit pe strada Gimihescu din Râmnicu-Vâlcea. Un trecător a observat de la distanță o mare cantitate de fum, iar ulterior a sunat la 112, crezând inițial că fumul iese dintr-un bloc. Cauza probabilă a incendiului ar fi fost utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. În jurul orei 22, Inspectoratul pentru Stații de Urgență din Maghelul Județului Vâlcea a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu pe altia râului Olt, în zona Aneleurilor. S-a intervenit pentru stingere până la stingerea completă a incendiului. A ars vegetație specifică, păpuriși, pe circa un hectar jumătate. Cauza probabilă, utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Vreau să reamintesc că nu se dă foc la vegetație uscată, mai ales în perioada în care bate vântul. Este o perioadă mai îndelungată care n-a plouat și de asemenea nu trebuie să se utilizeze focul pentru curățarea resturilor vegetale decât dacă este aprobare de la mediu. Țin să amintesc că amenda care poate fi dată de colegii de la mediu este de până la 50.000 de lei, iar amenda care pot să o dea colegii mei dacă arderea vegetației se execută fără obținerea permisului de lucru cu focul este până la 2.500 de lei. Din fericire, în urma evenimentului nu au existat victime. Având în vedere faptul că în perioada următoare temperaturile vor fi în creștere, se recomandă ca cetățenii să execute arderea vegetației sau resturilor vegetale numai după obținerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetației uscate se execută cu respectarea mai multor prevederi generale, cum ar fi condiții meteorologice fără vânt, desfășurarea arderii numai pe timp de zi și stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. O nouă ședință a Consiliului Local cu scântei. Vâlcenii deja încep să fie obișnuiți, din păcate, cu aceste ședințe aprinse. În loc să fie scoase în evidență punctele de pe ordinea de zi, totul este acaparat de scandalurile din timpul ședinței. Nu e ședință de Consiliu Local la Râmnicu-Vâlcea fără scânteile cu care ne-am obișnuit deja. Miercuri 31 martie, Consiliul Local s-a întrunit la Filarmonica Ion Dumitrescu pentru a dezbate și a vota proiectele de pe ordinea de zi. Însă, așa cum ne-au obișnuit de luni bune, aleșii prezenți la ședință au continuat controlele și dezbaterile aprinse. Încă de la primele puncte s-au încins discuțiile în momentul în care cel mai proaspăt consilier PNL a afirmat că membrii tineri ai Consiliului Local sunt desconsiderați de către cei cu mai multă experiență. Atitudinea foștilor consilieri cu vechime în Consiliul Local față de noi consilieri care ne desconsideră și au impresia că noi nu ne dorim decât să punem piedici, când tot ce ne dorim este să îndreptăm unele greșeli făcute de vechile administrații, este deplorabilă și condamnabilă. Mulțumesc. Da, domnul primar, vă rog. Domnul consilier, aprecierile sau desconsiderarea le primiți în funcție de comportament. Deci dacă colegii vă desconsideră, înseamnă că asta meritați. Nu, dumneavoastră. Ulterior, primarul Mircea Gutău s-a revoltat când un proiect al unui dezvoltator vâlcean era în stadiul de a nu fi trecut doar cu voturile alianței PSD-PER, dar a fost declarat că aprobat după ce a apărut un al 12-lea vot de la Grig Crăciunescu. Ce a urmat e demn de un sitcom. Aveți obligația să-mi dați cuvântul, ori de câte ori. Prevede regulamentul. Poftiți. Deci a fost 11 în sală, domnul a fost afară și cu dumneavoastră 12. 10 în sală și dumneavoastră 11. Asta e corectura. Vă rog, notați acolo. Nu. Domnule președinte, l-am văzut târziu pe domnul Georgica Mihelescu că a intrat în sală. Nu l-am văzut. Domnul secretar, N-a fost în sală. Este consemnată înregistrarea, declarația dumneavoastră a îndumânat 11 voturi PSD plus PER, cu votul meu 12. Nu, n-a spus PSD plus PER, 11 voturi în total. 11 voturi și eu am spus în total. 12. Nu, lăsați stereotipurile astea ca să ieși. Proiectul de hotărâre, estimați colegi, este adoptat. Mulțumesc. Nici vorbă. Este adoptat. Nici vorbă. În cadrul ședinței au fost votate proiecte privind parcările, utilizarea sălilor de sport, utilități pentru cetățenii din dealul malului. Deși alianța PNL-USR părea instabilă, la ultima ședință membrii au dovedit că sunt încă pe aceeași lungime de undă, votând la fel fiecare proiect.
Spre finalul unei ședințe ce a durat puțin peste 4 ore, primarul Mircea Gutău a părut că e dispus să îngroape securea războiului. Acesta i-a invitat pe cei doi primari, Virgil Părvulescu și Andrei Gheorghiu, la o discuție în privința celor care doresc să investească în orașul Râmnicu-Vâlcea. Domnul președinte, dacă îmi permite, domnul președinte, e o oboseală mare, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul primar. Vă rog, ca primar, ca și coleg al vostru, îi rog pe cei doi viceprimari, mâine dimineață la 8:30, să veniți în birou la mine, să discutăm efectiv. Eu cred că este în interesul nostru și al PNR-ului și al USR-ului și al PSD-ului și al PR-ului ca să sprijinim capitalul privat. Și numai capitalul privat. Să discutăm efectiv care sunt punctele care ne separă, tocmai pentru a nu-i mai determina pe acești oameni să ne înjure pe stradă sau să plece undeva sau să... Și așa avem destul de puțini investitori. Va reuși Mircea Gutău să găsească o cale de a se înțelege cu toți consilierii pentru o colaborare benefică orașului Râmnicu-Vâlcea? Cetățenii și cei dornici să investească stau și privesc în continuare acest spectacol politic care nu pare să se termine prea curând. O persoană din județul Vâlcea a fost trimisă în judecată pentru trafic de migranți. Pe lângă aceasta, a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu alte două persoane. Polițiștii Direcției Generale Anticorupție au efectuat mai multe activități de procedură penală la delegarea și subcoordonarea procurorului specializat din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care a dispus trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a unui inculpat, persoană fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți. În același dosar penal cu alți doi inculpați, procurorul de caz a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, acorduri prin care s-au propus pedepse cu închisoarea. Procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus la data de 25 martie 2021 trimiterea în judecată a unui inculpat aflat în stare de arest la domiciliu pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți. În același dosar, procurorul de caz a încheiat două acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți doi inculpați cercetați sub control judiciar, tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că la data de 3 martie 2021, în scopul obținerii unor sume de bani cuprinse între 150 și 1000 de euro migrant, inculpatul trimis în judecată a îndrumat și coordonat pe ceilalți doi inculpați cu privire la locurile de unde urmau a fi preluați și predați cei doi cetățeni de origine irachiană, având statutul de tolerații pe teritoriul României, pentru a le asigura acestora trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Inculpatul principal a fost depistat de polițiști pe raza municipiului Satu Mare, reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat în arest la domiciliu pentru cercetări. În cauză, prin acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, față de unul dintre inculpați originar din județul Vâlcea, a fost propusă instanței de judecată pedepsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, iar față de celălalt inculpat din județul Sibiu s-a propus pedepsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere. În ambele situații, inculpații au fost cercetați sub măsura controlului judiciar pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți. În mijlocul săptămânii, polițiștii au acționat în municipiul Râmnicu-Vâlcea pentru prevenirea și combaterea virusului african al pestei porcine. A fost depistat un transport ilegal de porci, specialiștii DSFSA dispunând confiscarea suinelor, iar vinovatul sancționat contravențional. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică ai Poliției orașului Călimănești, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, au acționat la data de 31 martie pe raza orașului pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului pestei porcine africane. Polițiștii au depistat în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat din comuna Drăgoiești, care transporta 22 de suine neidentificate, conform prevederilor legale în vigoare și fără documente justificative. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Poliției orașului Călimănești, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, au acționat la data de 31 martie în orașul Călimănești pentru prevenirea și combaterea virusului african al pestei porcine.
Polițiștii au depistat în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat din comuna Drăgoești, care transporta 22 de suine neidentificate, conform prevederilor legale în vigoare și fără documente justificative. Specialiștii Direcției Sanitare Veterinare au dispus confiscarea porcilor, iar bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare de 11.100 de lei. Polițiștii vâlceni au aplicat un mandat de executare față de un bărbat cercetat pentru braconaj piscicol îndelungat. Acesta folosea curent electric pentru prinderea peștilor. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Secției 1 Poliție Rurală au pus în aplicare un mandat de executare față de un bărbat în vârstă de 40 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de continuitate la braconaj piscicol. În data de 31 martie, bărbatul din comuna Mihăiești a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de un an și 3 luni pentru braconaj piscicol. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Secției 1 Poliție Rurală Râmnicu-Vâlcea au pus în aplicare un mandat de executare față de un bărbat de 40 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de continuitate la braconaj piscicol. La data de 31 martie acestui an, polițiștii au executat un mandat în Râmnicu-Vâlcea față de un bărbat din comuna Mihăiești, condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de un an și 3 luni pentru braconaj piscicol. În fapt, acesta ar fi pescuit ilegal în perioada 2018-2020 în orașul Băile Govora, dar și în comuna Budești, folosind curentul electric. Bărbatul a fost încarcerat la un penitenciar din județul Argeș. Știrile au ajuns la final. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea și urmăriți matinalul Fii Antena!